Conducerea primăriei Suceava a analizat execuția bugetară pentru primul semestru în scopul de a pregăti un plan de finanțare a investițiilor până la sfârșitul anului în curs. Toți indicatorii economici sunt în creștere în comparație cu anul trecut, cu o singură excepție. Potrivit primarului Ion Lungu, la capitolul total venituri, creșterea este de 6,21%, iar la venituri proprii, una de 8,31%. Din păcate, un capitol nu a fost îndeplinit. La impozit pe proprietate, procentul este mai mare cu 3,2%, nu mai dau cifrele. La persoane fizice, la impozit pe clădiri, mai mare cu 1,76%, la impozit pe terenuri mai mare cu 4,8%, la impozitul pe auto, taxa auto, mai mare cu 3,7%, la persoane juridice, impozitul pe clădiri mai mare cu 4,75%, impozitul pe teren mai mic, 92,76% comparativ cu anul trecut, impozitul pe taxa auto mai mare cu 4,71%. La amenzi, încasările sunt mai mari cu 19,93% comparativ cu aceeași an, perioada anului trecut, și la TVA, încasările sunt mai mari, 6,18% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Primarul Lungu susține că dinamica pozitivă a execuției bugetare va permite o serie de rectificări bugetare, mai exact redistribuirea unor sume pentru a stinge o serie de solicitări de ultimă oră. Este o execuție, mă rog, într-o dinamică pozitivă, ea crește de la an la an și lucrul cel mai important pe care l-am subliniat totdeauna, raportarea mea este la veniturile proprii. Deci veniturile proprii ale municipalității au crescut față de perioada, aceeași perioadă a anului trecut cu 8,33%. Asta înseamnă că vom mai face niște rectificări bugetare, sigur nu în plusul bugetului, că bugetul este destul de generos. O să vedem anumite lucrări care nu se mai pot executa în anumite cauze în acest an și sigur vom mai face niște redistribuiri la solicitările care sunt. Pe de parte la școli, spitalul mai a solicitat o sumă de 1 milion de lei pentru ambulatoriu și vom încerca să ajutăm. Și alte lucruri care mai sunt de rectificat, dar în cadrul bugetului aprobat avem posibilitatea să facem aceste rectificări prin trecerea unor sume pe care nu le mai folosim în acest an prin fondul de rezervă. Redistribuirea fondurilor se va realiza cel mai probabil în luna august.